S-a vorbit înaintea mea despre obezitatea la copii și la adolescenți. Dar, după cum a menționat și doamna conferențiară Adina Carner, comportamentul alimentar și atitudinea față de corp este învățată de către copii de la părinți. Iar un factor cheie în educația copiilor este mama. Așa că voi vorbi despre obezitatea feminină, despre taburile vechi și noi. Cum aș putea? Ce înseamnă un tabu? Un tabu este o normă socială foarte puternică, care poate să fie nescrisă. În momentul în care o persoană deviază de la normă, acest lucru are un impact asupra comunității și comunitatea îl pedepsește. În prezent, asistăm la un tabu cultural puternic împotriva corpurilor feminine plinuțe sau supraponderale. Nu putem să vorbim despre tabul obezității dacă nu vorbim un pic despre istoria corpului feminin. Iar premizele apariției tabului obezității apar în epoca victoriană. Când a apărut așa o modă a anorexiei, femeile purtau un corset care să le evidențieze talia. Și uneori chiar se abțineau de la mâncare pentru a corespunde standardelor. În epoca victoriană, a fi obez nu mai însemna un simbol al succesului. A fi obez însemna că nu mai ai putere de autocontrol. A urmat moda anilor 20, a corpurilor androgine, în care femeile purtau sutiene care le aplatizau sânii, iar corpurile erau îmbrăcate în rochii fără formă pentru a le acoperi talia. Urmează moda anilor 50. Într-adevăr, standardul frumuseții este Marilyn Monroe, dar talia trebuia să fie subțire. Corpul putea să fie plinuț, dar nu excesiv de plinuț, iar femeile trebuiau să aibă șolduri apetisante și sâni mari. Urmează anii 60, când apare fusta mini și rochile tip A. Deci, corpurile trebuiau să fie mult mai slabe. Iconul este Twiggy. Urmează anii 80, când apare Naomi Campbell. Deja corpul trebuie să fie tonifiat, svelt, un pic musculos și erau la modă femeile înalte. Anii 90, cu Kate Moss, care avea un corp silfid, bolnavicios și dependent de heroină. Și prezentul, Îngerașii Victoria's Secret, asta cred că este Adriana Lima sau Miranda Kerr, corpuri feminine, tonifiate, zvelte, slabe și, bineînțeles, eterna tinerețe. Așa, iar ducesa de York, cu Alice Simpson, a începutul anilor 20, spunea: nici o femeie nu poate fi prea bogată sau prea slabă. De ce obezitatea este un tabu? Pentru că obezitatea în prezent este ceea ce era adulter în epoca victoriană. O coborâre în slăbiciune și păcat. Corpurile supraponderale sunt indezirabile, inacceptabile și nesănătoase. Îți limitează alegerile vestimentare și viața socială. Bineînțeles, nu corespund normelor vestice ale frumuseții, ale atractivității fizice, și sunt o dovadă fizică a anumitor comportamente indesirabile, cum ar fi consumul excesiv și lipsa activității fizice. Dar nu putem vorbi despre obezitate despre tabul obezității, dacă nu ne raportăm la societatea actuală și la neoliberalismul, așa, și la ideologia healthism. Destul de complicat de pronunțat. Ce înseamnă neoliberalism? Neoliberalism este un tip nou de liberalism în care statul își propune să nu intervină prea mult în economie. Totuși, neoliberalismul este o monedă cu două fațete. Pe de o parte, nu mai depindem de agricultura sezonieră. Avem mâncare, chiar avem surplus de mâncare. Neoliberalismul ne oferă posibilitatea să beneficiem de acest surplus. Pe de altă parte, și să avem un soi de suveranitate consumatorie. Pe de altă parte, ne obligă să folosim această libertate și suveranitate consumatorie într-un mod responsabil.
Ei, ce fac, în opinia societății neoliberaliste, ce fac obezii? Sunt irresponsabili, imorali și dau dovadă de pierderea controlului pentru că nu folosesc responsabil libertatea de a consuma. Nu se pot controla și consumă excesiv din resursele societății. Știți că există societăți și culturi, cum ar fi societatea islamică, Tanzania și alte țări, în care există o toleranță în ceea ce privește corpurile feminine ponderale. Ei, Bruce, în 2011, demonstrează un pic contrariu, făcând un studiu pe 680 adulți din 10 țări, inclusiv Tanzania și alte țări, demonstrează că există un model împărtășit al obezității, prin care un model împărtășit aproape la nivel global, în care obezitatea este asociată cu ruțenia, lipsa de atractivitate sexuală și mai mult decât atât, cu eșecuri morale și personale, cum ar fi lipsa de responsabilitate socială, stupiditate, absurditate și lene. Obezitatea mai mult reflectă un eșec personal și social. Și chiar reprezintă un punct de referință pentru evaluarea abilităților personale și sociale. Deci, diversitatea culturală în ceea ce privește concepția asupra cum ar trebui să arate un corp ideal sau perfect, se șterge, aproape că dispare, este în declin. Iar, cred că și în alte domenii, inclusiv în geriatrie, se spune că se fac foarte multe studii despre care ar fi cauza obezității, care ar fi tratamentul, cum putem preveni obezitatea. Totuși, se fac puține studii asupra efectiva experiențelor trăite a femeilor care sunt supraponderale. Un studiu interesant a fost făcut chiar în Iran, în 2015, prin eșantion de 12 femei supraponderale. A fost realizat un studiu hermeneutic și temele rezultate au fost următoarele. Femeile simt o durere atunci când sunt judecate verbal și sau non-verbal de către alții. Iar reacțiile oamenilor le determină să se simtă vulnerabile. Sunt nemulțumite față de propriul aspect fizic, dar atenție, atunci când se compară cu alții. Se simt discriminate și este adevărat că oamenii supraponderali sunt evaluați negativ și de media și de instituțiile educaționale. Iar reprezentarea, apariția unei femei supraponderale sau chiar plinuțe într-o reclamă este chiar un tabu. Dar bine că există DAV care a început să folosească și femei normale în reclamele lor. Femeile au sentimente ca reticență, anxietate atunci când primesc îngrijiri medicale și deseori chiar evită să meargă la amână analizele medicale. Interesant este faptul că eticheta de obezi sau supraponderali le determină o senzație puternică de stigmatizare. În schimb, când cineva se referă la corpul lor și utilizează noțiunea de nesănătos, este mult mai încurajator pentru a se înscrie într-un program de slăbire. Nu putem vorbi despre obezitate dacă nu vorbim despre tabul obezității, dacă nu legăm și de mișcarea feministă. Ei, mișcarea feministă, încă de la începuturi, a fost o mișcare de fat acceptance, adică de acceptarea obezității. Pentru că ele considerau că obezitatea nu trebuie încadrată medical. Obezitatea nu este o boală. Obezitatea este o formă normală a diversității. Și chiar insistau asupra utilizării noțiunilor de gras, nu supraponderal sau obez, care sunt termeni strict medicali. În viziunea feministelor, regimurile alimentare sunt asociate cu tirania corpului svelt, bineînțeles impuse de societățile patriarhale, spunea un designer renumit că moda este făcută de bărbați, iar tipul de corp ideal nu înseamnă altceva decât că femeile trebuie să fie autodisciplinate, să-și controleze pofta de mâncare, să aibă un comportament adecvat feminității tradiționale. Dar partea bună este că există voci, cum ar fi vocea lui Charles Well în 2013. Doamna Charles Well este o
reprezentantă a noului feminism, care spune așa că feminitatea nu face altceva decât să creeze un tabu într-un alt tabu. Pentru că a vorbi onest despre obezitate este un tabu pentru feministe. Și dincolo de responsabilitatea personală pe care o are un individ când este obez, sau despre că ar trebui să fie, 5 minute, am mai puțin de 5 minute, sau că ar trebui să slăbească pentru a fi zvelt, pentru a corespunde normelor societății, tema asupra obezității, conversația trebuie să se mute, să-și schimbe accentul spre corelația între obezitate și problemele presante globale, cum ar fi justiția alimentară și accesul la sănătate. Deschizând subiectul ăsta, se deschid cu alte teme, milioane teme de problematice, cum ar fi legătura dintre obezitate și industria alimentară, care crește animale cu hormoni, cum ar fi mâncarea procesată, marketing agresiv la care se supun acum adolescenții și copiii, și politicile de sănătate și normele culturale care sprijină alegerile nepotrivite pentru sănătate. În noul val de feminism, obiectivul nu este să ne transformăm corpul în niște scobitori, ci să ne focusăm pe sănătate și starea de bine și pe nevoia de a avea acces egal la resursele care fac stilurile de viață mai sănătos, cel mai sănătos posibil. În loc de concluzie, mesajul feminist este corect. Femeile trebuie să-și iubească corpul. Dar cât de mult trebuie să se iubească? Trebuie să se iubească suficient de mult încât să aibă grijă de corp, de sănătate, de stare de bine și, în general, de calitatea vieții.